Vom încerca acum să vorbim cu spiritul bunicii mele, Cecilia. Angelica, zi! Ne auzi, bunico? Da, maică, dar nu prea am semnal la Cecilia în rai. Trebuia să mă sun pe Skype, ne-a dat el parola de la Wi-Fi. Ia zi, iar mai suna să fac o minune să iei restanța la facultate? Bunico! Vorbește fă normal că mă sperii de moarte. Dar stai că sunt deja moartă. Cum e acolo? A, e lux, făi nepoată. Dacă am fost bună pe pământ, aici am nor cu șofer personal, centrală termică, internet. În România făceam ca proasta foamea cu 200 de lei pensia. Nu vrei să vii înapoi? De ce să revii, Angelico? Să mor de frig la iarnă în casă că n-am bani de căldură? Să mă cer cu proasta de Constanța că-i picură apă la ghenă? Ce faci? Sunt eu, Constanța! Aoleu, Constanța, o nebună, ce faci? Păi, Angelico, de ce n-ai spus că-i și Zuza asta acolo? Ia zi, fată, nu vii și tu acelea sau tu ești mai păcătoasă și mergi jos la saună? Te mai duci la domnul Nelu seara? Tu și tanța de la 3-2 fufe. Dacă mă cumințesc, mă iei în rai? Constanța, pe tine nici în holul raiului nu te primesc ăștia. Dar depune și tu dosarul dacă e. Bunico, deci iau și eu restanța, te rog? Tu pune burta pe carte, mai lasă clubăreala și nu te mai milogi de morți, da?